Carmen Hara, previziuni cu tremurătoare despre conflictul izbucnit în Israel. Ce a spus celebra clar văzătoare? Există pericolul unui război mondial, au existat o mulțime de situații pe care le-a prevăzut așa că, de-a lungul anilor, Carmen Hara a reușit să câștige încrederea mai multor persoane. Unele dintre previziunile vedetei s-au adeverit. Iată ce previziuni cu tremurătoare a făcut despre conflictul din Israel. Celebra clarvăzătoare susține că ceea ce se întâmplă în lume la ora actuală este rezultatul acțiunilor noastre de-a lungul timpului, ceea ce noi numim karma noastră. O karmă globală și karma este o lege a Universului, poate cea mai importantă. Faptele, gândurile, acțiunile noastre se calcifică undeva ele rămân în memoria reactivă și continuă să se repete. De asta, karma acționează pe memorie și este repetarea unor evenimente de-a lungul vieții noastre și de-a lungul evoluției umanității, declară Carmen Hara. Pentru a evita pericolul unui război mondial, celebra clar văzătoare a declarat că ar trebui să încercăm să ne unim gândurile spre pace. Din motivul acesta există karma individuală, cea pe care o creăm în fiecare zi, karma familiei care se transferă ancestral prin generații, de la o familie la alta și karma globală pe care o experimentăm în zilele acestea. Aceasta este doar manifestarea unor lucruri care s-au mai întâmplat, continuă să se întâmple cu diferența că de data asta pericolul unui război mondial este uriaș. Să încercăm să vindecăm karma globală, să încercăm să ne unim gândurile spre pace și spre a evita acest război care bate la ușă, a declarat Carmen Hara.